Bună ziua, prieteni! Prieteni! Nu vă conștiință, am mai făcut niciun vlog de când l-am predat pe ursul, pentru că n-am avut putere și vă dați seama că n-am putut și, sincer să fiu, chiar n-am avut nicio, cum să zic, niciun chef pe vloguri, să zic acum, sincer. Prieteni, după cum știți, acum sunt doar cu soacra mea și cu copiii acasă. Nu mai am pe nimeni. Sunt părinții mei acasă, știți că, na, am pe părinții mei, am pe soacra mea, dar nu e cum era ursul meu. Am văzut multe mesaje, comentarii, chiar nu pot să răspund de la toate prieteni. Îmi cer scuze că nu pot să vă răspund și pe Facebook. Multe doamne, la unele am răspuns, la unele nu pot să răspund. Am luat niște calmante și credeți-mă că, nu știu, simt ochii, nu știu, parcă simt așa, simt ochii strâmbi, nu mai pot, sunt așa amețită, slăbită. N-am putere pentru nimic. Stau cu, știți, Leonardo merge la cutunița și, sinceră să fiu, face bine că merge acolo acum, că dacă stă acasă, vede lipsa lui ursul și suferă mult. Alaltă seară stătea pe telefon, prieteni. Se uita la pozele cu ursul și, da, nici nu credeți-mă că nici nu știu ce zic. Se uita la pozele cu ursul și îi curgeau lacrimile așa de pe obraz. Și după aia vine și mă ia în brațe și mă pupă și, sincer, mi se rupe sufletul când văd cum fac. Alex stă numai acolo în cameră. Stă în cameră la patroana unde stătea ursul. Unde stătea ursul la laptop. De se liniștea așa el. Stă acolo. Se uită pe laptopul lui, se uită la vlogurile cu el. Când văd asta, vă dați seama că nu las așa să stea trist, îl iau, vorbesc cu el. Ieri am încercat, nu știu, îl schimb subiectul, nu știu, îl întreb de altceva, a venit tata, l-am mai dus în oraș. Am fost și eu cu ei, le-am cumpărat pentru Alex cartelă și ce mai a trebuit, așa. Dar nu, n-am stare, prieteni. Vreau să stau numai acasă, nu am chef să merg niciunde. Mi lipsește foarte mult și mie și copiilor. Dar știți că eu eram tot timpul numai cu el. Făceam ce făceam aici pe afară și tot timpul mergeam înăuntru, mergeam la el, îl întrebam ce faci, ursule, hai ieșim și noi în oraș. Deci credeți-mă, prieteni, când vroiam să ne plimbăm așa seara și el era la baie, eu cu Alex și cu Leonardo îl așteptam de la ușă la baie, stăteam acolo. Și îl așteptam până iasă ca să plecăm în oraș la plimbare. Și de multe ori zicea, dar ce, nu mai scap de voi? Sunteți ca minionii după mine. Și ziceam, da, noi suntem minionii tăi. Deci tot timpul eram numai cu el. Și acum îmi e greu. Îmi e greu când mă duc în casă, tot timpul am obiceiul, deschid ușa de la cameră să văd dacă e în pat. Și
și văd că nu e acolo la laptop. Sincer, prieteni, mi-e foarte greu, îmi vine... Îmi vine să merg numai înainte, că m-am săturat de problemele astea. M-am săturat până peste cap. M-am săturat de pușcării, m-am săturat de tot. A fost problema cu părinții mei, știți? Am putut să o depășesc datorită că ursul era alături de mine și mă ajuta. Mă descurca în toate, prieteni. Și când mergeam la vizită, și când trebuia să îi pun bani lui mama, lui tata, și nu aveam cu ce să merg. El făcea tot posibilul și mergea. Mergea el și punea. La patroana, știți, tot timpul la pachetul la patroana, Alin era și el pe partea cealaltă la Leo, când Leo era mai departe, dar când Leo a fost la Severin, eu și cu ursul și cu doamna Luci. Dar situația asta, problema asta care a venit acum cu ursul, sincer mă depășește și nu pot. Degeaba. Degeaba am eu părinții lângă mine, dacă nu e ursul. Eu chiar nu știu, nici nu știu ce să vă zic. Nici nu știu ce să vă zic. Chiar n-am avut puterea să fac vlog, dar am zis hai să fac, că unele persoane întreabă de ce nu mai faci vlog. Și chiar nu găsesc cuvintele potrivite să vă vorbesc. Nu știu, situația asta care este acum ne schimbă viața total. Nu știu ce va fi, ce va urma, ce... Încerc să-mi revin pentru copii, să-mi revin pentru ele ca să-i dau putere lui. Și bineînțeles că acum am din nou de umblat. Am alte pachete, alte plimbări, alte vizite. O iau de la capăt și acum pentru mine e și mai rău. Mai mult ca niciodată, acum chiar trebuie să fiu tare pentru el. Cum i-am spus și când l-am predat la poliție. Dacă ești tu tare, sunt și eu. I-am zis, dacă tu ești puternic, te dai și nouă putere, că așa nu putem. I-am zis, promitem că ești puternic și o să depășim împreună problema asta. A zis, da, fiți voi puternici acasă, că știu că voi o să plângeți, o să faceți și știu că nu sunteți. I-am zis, stai liniștit că o să fim puternici dacă tu o să fii bine. La acolo, când l-am predat, nici nu vă pot explica cum a fost să văd copiii. N-am avut cum să evit să nu meargă copiii, prieteni. Știu chestia asta, că afectează copilăria, afectează copiii mei, Doamne ferește. Știu ce înseamnă. Realizez ce înseamnă asta pentru copii. Dar chiar n-am avut cum să evit să spun altceva copiilor. Pentru că copiii, după aia, era nevoie să meargă la vizite, pentru că să stea copiii, să nu meargă copiii, cât o să facă ursul pedeapsa asta un an și două luni, sau cât o să facă în ea să nu meargă la vizită, să... Vă dați seama că nu putea să reziste fără copii să nu-i vadă. Și chiar nu puteam să trimit copiii undeva și să-i spun că tati nu este, a plecat dincolo, chiar nu s-a putut. Și copiii știau lucrul ăsta și s-așteptau la lucrul ăsta, pentru că
auzind discuțiile noastre de aici, din curte, din familie, știau. Dar Alex acum e mai bine, nu mai e așa trist și a mai revenit acum. Și prieteni, despre ursul, de acum încolo nu o să fac vloguri și să zic despre el. Și acum nu știu cum să vă zic eu, pentru că nu vreau să-i fac lui rău. Nu o să dau niciun detaliu despre el, nu o să vă zic așa doar e bine, pentru că știți cum e. Și la patroana nu trebuia să zic despre Leo, pentru că nu se spune, mă înțelegeți. Bine că la ei era altceva, îi întrebam, zic asta, zic prietenilor că întreabă de voi, dar la ursul prefer așa să nu mai zic nimic. Uite că vreau să spun multe, dar am uitat și chiar nu mai vin cuvintele care trebuia să le zic. În legătură cu doamna procuror. Poate nici doamna procuror n-a avut să fie așa. Și dacă noi am acuzat atunci la nervi, îmi cer scuze. Nu știu ce să zic. Chiar îmi cer scuze pentru că așa a fost să fie, nu știu. Poate că nici ea n-a vrut și au vrut alții, știți? Mă înțelegi de acum ce vreau să spun. Asta e legea. Așa a fost să fie. Altceva nu pot să vă mai zic, nu vreau să mai intru în detalii, să vorbesc. Dar asta e bine. Trecem noi și peste asta. Asta e, trec și eu cursul și peste asta. O să vină binele și pentru noi. Prieteni, am văzut comentarii multe și la tata, și la soacră mea, și la mine. Și vă mulțumesc foarte mult că sunteți alături și mie, și lui Ursu. Și, nu știu, dacă vreți să mă ajutați, doar atât vă rog să-mi vizionați canalul, pentru că o să postez doar pe al meu, nu știu dacă o să mai pot să-mi postez și pe al lui Ursu. Nu știu, deocamdată nu o să postez pe al lui Patroana, chiar nu știu, sunt atât de zăpăcită, de nici nu știu ce să fac, nu știu de unde să încep, nu știu de unde să... Și nici nu găsesc cuvintele să vorbesc, deci credeți-mă. Și iertați-mă dacă nu... Nu știu ce să vă zic, prieteni. Chiar sunt acum, sunt dezăpăcită. Chiar nu știu să mă zic. Sunt într-un vis. Asta e un vis pentru mine care vreau să mă trezesc din el. Și să apară ursul în casă. Să-l văd. Să-l văd așa cum stăteam eu în bucătărie când făceam ceva de mâncare și să-l văd că iasă pe scară.
Credeți-mă că nici cu mașina n-am putere să ies. N-am putere, nu știu. Să merg cu mașina undeva mă întristez, pentru că știu așa momentele frumoase. Când plecam noi la plimbare, când plecam cu copiii. Prieteni, dacă nu plecam la mare, regretam foarte mult că nu am mers și noi să ne distrăm. Și avem niște amintiri foarte frumoase de acolo. Și de multe ori mă uit la pozele care le-am făcut la mare. Îmi aduc așa aminte că a fost frumos, am petrecut clipe frumoase când am plecat cu trenul. Și nu acum, Doamne ferește, că nu plâng cum n-ar mai fi. Dar pentru mine e greu, 10 luni n-am să stau fără el. Știți, tot timpul eram cu el. Nu stăteam mai mult fără el o jumătate de oră sau o oră. Mergeam unde mergeam, veneam acasă. Mergeam la cutunița, veneam acasă, mă uitam unde e, sau sunam ursule, vină iamă, sau vină aici, sau... La mama la fel. Știu că este greu și nici nu vreau așa să mă gândesc ce simte el acum, când mă gândesc așa, ce-o fi zis el când a văzut că s-a închis ușa pe el? Și gata, ce zice el? Nu mai văd familia, nu mai văd copiii, sunt închis, nu mai am nimic de făcut. Când mă gândesc la chestia asta, prieteni, parcă mi se taie respirația, parcă mă strânge cineva de gât. Deci, e ceva groaznic. Mama și cu tata plâng, pentru că doar ei știu ce este acolo. Și că acum ursul a ajuns acolo. Deci nu mă gândeam niciodată că ursul meu o să ajungă acolo. Mă gândeam în ziua când am luat pronunțarea, mă gândeam și mă rugam la icoane și plângeam. Doamne, n-ai cum să faci așa ceva, să-mi dai o lovitură ca asta. Chiar nu ai cum. Asta, să-mi lei pe ursul de lângă mine, chiar nu se poate așa ceva. I-am zis, fă-mi o minune. Ascultă-mi rugăciunea, să nu-ți fie milă de mine sau de urs, să-ți fie milă de copiii mei. Dar văd că nu s-a putut, n-a putut nici Dumnezeu să facă minunea asta. Măcar să fie sănătos, să dea putere, să reziste acolo. Atât vreau la Dumnezeu acum. Doar să-i dea putere și sănătate să reziste. Și vă rog frumos, oamenii care comentează urât, vă rog, nu mai comentați urât de ursul și nu mai ne luați așa, ne luați suferința în bătaia de joc. Pentru că suferim și noi și copiii. Aici este suferința unor copii. Și unii oameni comentează urât și își bat joc. Și asta mă doare, pentru că vorbesc de ursul. Că ursul, că ați făcut, că bine a făcut legea, că l-a luat, că multe, multe comentarii. Că nu știu ce, că hoți, că pușcăriași, că... Ursul chiar n-a făcut nimic. Chiar aici este nevinovat. Ursul este nevinovat. Face pușcăria pe nedrept. Știți cum e chestia asta. Plătește cel nevinovat tot timpul. Să ies afară la aer că nu mai pot să mai stau aici. Vrea și Alex, prieten, să facă vlog, dar am zis să fac eu vlog singură și să vă vorbesc, că nu vreau să mai vorbesc de față cu el. Nu vreau să mai mă vadă că plâng. Că nu vreau să-mi sufere copiii, să-mi îmbolnăvească copiii. Mm.
Este atât de greu, prieten, că văd curtea atât de pustie și m-am săturat. M-am săturat tot timpul, tot să rămân singură. Nu știu până când o vrea Dumnezeu tot așa. Tot așa să rămân și să sufăr. Deci m-am săturat să simt aceeași durere de fiecare dată, dar acum o simt de 10 ori mai tare. Pentru că acum e al meu, al meu, de lângă mine. Și nu pot să suport ideea asta, să merg și să-l văd acolo. Și să nu pot să-l atingem, să-l luăm în brațe. Asta pentru mine e cea mai grea suferință. Pentru că înainte, la toate problemele, îl aveam pe el alături și puteam să rezist, că l-aveam pe el. Și nu știți cât m-a ajutat când a fost cu părinții mei. Și cât a făcut acum și pentru patronă și pentru Leo. Și mă descurca și pe mine și pe doamna Luci. Ne descurcam în toate. Nu mă spuneam, haide, ursule, hai să mergem cu pachetul la patronă. Hai să mergem. De câte ori nu ne-am dus? Ne-am dus atunci când n-am dormit o noapte întreagă, când ne-am dus cu pachetul la Leo. O noapte n-am dormit, ne-am dus pe drum, am ajuns acolo, că am făcut și vlog. Eram atât de obosiți, de nu mai puteam. Cât am chinuit pentru pușcările astea și pentru pachete și copiii pe drumuri. Și asta mi este atât de ciudă, pentru cât să mai suferim, prieteni. Asta țipam când am văzut că ursul nu mai e. Până când, Doamne, până când e chinuie așa? Până când nu dai suferințele astea să le simt? Nu știu ce e aici, e un blestem, este ceva, am făcături, chiar nu știu ce să cred, prieteni. Nu cred în chestiile astea, dar uite, în situația care sunt, mă face să gândesc la asta. Ce să fac în situația asta? Că nu mai știu ce să fac. Sunt blestemată să rămân singură. La fiecare 5-6 luni rămân singură. Și acum ursul meu mai trebuie să meargă și el acolo. Să mai stau iar în fața pușcăriei. Acum să stau pentru ursul meu să știu pe el acolo. Chiar. Nu știu ce să fac. Nu știu de unde să încep, de unde, ce să fac. Chiar nu știu. N-am ce să fac. Îmi plimb prin casă. Încercat ieri. Mi-am cumpărat soluții de curățenie. A zis că n-am, poate mai întrece, nu știu. Să nu mai stau să mă gândesc, că mă distrug. Iau păstile de liniște și, nu știu, cad în depresie de tot. Și după aia mă văd și pe mine, copiii mei distruse, ce mă fac? Aude ursul și ce fac? Am încercat să fac curățenie ieri și unde dau, ce dau, numai de lucru plăvit. Și vine să mor. Vine să urlu de durere. Văd hăinuțele lui. Văd lucrurile lui. Și nu mă pot. Nu știu, încep să iau așa încet, încet. Nu știu, să-mi revin. Nu știu să fac. Mama, tata, stau numai aici, acum noi, cu mine, cu soacra mea. Dorm aici cu mine. Mama, astăzi
ne-a plăcut și de mâncare asta cu noi. Da. Ce să facem? Stă cu copiii, stă cu Alex aici să nu simtă lipsa. Asta e. Cum va veni soarele și pe strada noastră? Oricum, prieteni, vă mulțumesc că am văzut atâtea doamne care au suferit cu noi împreună. Vă mulțumesc și îmi cer scuze că nu am putut să răspund. Și pe Facebook, la una doamne a răspuns, la unele nu. Pe YouTube. Și cam atât.